Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Astăzi ANME a emis un cod portocaliu de caniculă în vestul țării, dar de mâine avem cod galben de caniculă în mai toate regiunile țării. Zonele afectate vor fi Crișana, Oltenia, Muntenia, Moldova și centrul Transilvaniei. Vremea se va menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară în zonele de câmpie și podiș. Temperaturile maxime vor atinge 35-37 de grade și izolat 38 de grade Celsius. Valul de căldură va persista și în următoarele zile, iar instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată în nord-vestul și nordul țării și în zonele de munte. Să vedem ce temperaturi ne aduce ziua de mâine. Căldură în exces găsim în Maramureș, unde mercurul arată temperaturi caniculare cuprinse între 34 și 36 de grade Celsius. Căldură înăbușitoare și în vestul țării. Pe aici, temperaturile se apropie de 37 de grade Celsius și stresul termic va fi extrem. Cerul va fi mai mult senin, ploile nu au șanse să apară și nici vântul nu prea își face simțită prezența. În Transilvania avem temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. În Oltenia vom avea un disconfort termic, deoarece mercurul indică temperaturi caniculare, fiind cuprinse între 36 și 37 de grade. În sudul țării nu va fi prea bine. Canicula se instalează pe zone vaste. Se vor înregistra frecvente temperaturi cuprinse între 36 și 37 de grade. Norii lipsesc de pe cer, doar vântul va avea unele intensificări. Avem 35 de grade în capitală. În Dobrogea la Mare găsim vreme frumoasă și temperaturi ridicate. Pe plajă se vor înregistra temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar apa mării va avea cam 25 de grade, iar vântul se va înteți trecător. Căldură năucitoare și în estul țării. Temperaturile urcă doar până la 38 de grade. Cerul se păstrează curat toată ziua, așa că nu vorbim deloc despre precipitații. Pășcănenii au în față încă o zi fierbinte cu o maximă de 33 de grade la umbră, iar la soare vom avea 36 de grade și disconfort termic accentuat. Soarele va străluci nestingherit, iar vântul se va opri la moderat. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și eu vă aștept și mâine pentru mai multe date meteo. Numai bine!